fenomenul obiectelor create în întregime de om a luat amploare și a devenit cunoscut tocmai pentru că purta cu el tradiția locului de proveniență, iar meșteșugarii îi ofereau fiecăruia în parte unicitate. Un meșter iscusit al obiectelor create manual este și Rodica Costru, pasionată de arta modelării din lut polimeric, iar astăzi vom afla cum a început pasiunea sa și ce lucrări are în colecție. În școală am iubit foarte mult orele de educație tehnologică, am învățat de la bunica, de la mama să croșetez, să brodez. Primii cercei am făcut la 15 ani, erau din mărgele de nisip, din biser, noi îi spunem. Și de acolo a început aventura, deci la liceu toate colegiile mele purtau cercei, la facultate. Ulterior, fetițele mele au purtat bentițe cu diferite flori, cu fundițe și tot așa mai departe. Cu lutul polimeric am început să lucrez relativ recent, cred că 2 ani în urmă am pus mâna prima dată pe el, iar cu mai mulți ani în urmă am dat întâmplător de niște cercei cu bujori făcuți din lut polimeric. Ei m-au fascinat, de acolo a început, deci eu iubeam cercei, deci eu purtam zi de zi cercei diferiți pentru că mi-i făceam eu singură, mi-i asortam la diferite haine. 2 ani în urmă am zis că, fiind acasă cu fetița cea mică în concediu de îngrijire a copilului, am zis că trebuie să-mi fac acei bujori. Și de acolo a început aventura. Deci primii cercei am făcut în noiembrie, 2 ani în urmă. Au fost niște cercei cu tematică de toamnă. După asta prietenele mele au zis că vor fulgi și cerbi. Așa, perfect. Da. Ce aveam acum sezonul de sărbătorile de iarnă. Da. Deci... Și am făcut. În primăvară am revenit la bujori, la floricele, liliac, brândușe. Am și de acolo practic a început toată aventura. După ce Rodica ne-a spus că bijuteriile sunt o slăbiciune aparte pentru ea, am vrut să vedem câteva accesorii pregătite pentru sezonul de iarnă. Iată, chiar și acești cercei, dacă o să observați, au și ei un print, sunt fulgușori, așa, dacă nu greșesc. Da, da, este uitați-vă un cât de frumoși sunt de iarnă și totodată această stea este un motiv etnografic folosit tare des în etnografia noastră populară. Lutul polimeric este un material rezistent, un material ușor, care după ce este călit termic, devine rezistent în timp. Și eu mai văd ceva aici, iată, tot este un print, dar este un print 3D, pot să-i spun așa, un print 3D? Un decor, da. Este o bucățică de ramură de brad. Da, 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 da. Ramură de brad și alături este un globuleț, bănuiesc, da? Da, un globuleț. Deci ei urmează a fi cercei? Urmează a fi marchere pentru pahare. Ah, da, este așa. În lucru. Aici așa. Sunt elemente pe care eu nu le-am terminat încă. Mm-hmm. Da, iată cea brăduțe. Haideți să le arătăm. Mai avem de lucrat cu ei, da. Iată, vedeți niște brăduți. În colecția artizanei găsim și marchere pentru pahare. Deci, markerele sunt niște accesorii pentru pahare, da. Care se prind de pahar, da, de piciorul paharului. Da. Îl deschidem, îl prindem de picior. Și fiecare invitat își cunoaște care este da, paharul său atunci când la petrecerea de Crăciun mai uită. Că ele arată foarte frumos, uitați ce sunt de drăguțe. Avem și Moș Crăciun, și brăduț, și mandarine, da? Toate simbolurile specifice sărbătorilor de iarnă. Văd că aveți și o cănuță, este cu un print de iarnă. Ce desen aveți acolo? Ce pictură este? E, arată ca o pictură, practic. Aici, eu de multe ori atunci când lucrez, fac apel la amintirile mele, la emoțiile mele, oameni dragi de care mă leagă anumite stări, emoții. Cana asta este o amintire a vacanței noastre cu familia la munte, în care am rămas cu toții pur și simplu entuziasmați de măreția munților, atunci când ei sunt atât de mari și noi atât de mici. Fiecare bijuterie este lucrată cu multă migală și răbdare, iar rezultatul final este plin de eleganță și rafinament.